Shout out that you're at the, you know, the owner continuum to tema pentru acasă, tema pentru acasă, clasa a noua, am zis să se zică open, am 11 noua, am open, dar 11 mai vreme de lucru. Geometrie. Deci geometrie la clasa a noua. Aici e vorba de calcul vectorial, da? Vector. Tu îmi dai tema și eu văd acum ce înțeles. Tu nu predau din nou lecția, nu? Tu ce vrei să predau din nou eu? Dar hai să văd ce înțeles tu, ce vrei să preda, ai ca ai de tematice. Nu, dar am lecție pe telefon. Ai lecția pe telefon. Ce ai făcut? Voi filmați lecția sau cum? De pe tablă? Nu, am făcut o poză la caiet. Aha. Mi-am dat și am rugat o colegă să-mi facă niște poze. Bun. Ei, hai să văd din caiet ce ai înțeles tu. Cum, ce ți-a propus profesorul și ce ai înțeles tu. Ce te-ai ales tu de la lecția de matematică? Hai că este un experiment foarte interesant. Deci ai făcut, le faci ca la oră de matematică asta? Mm-hmm. Sigur. Da. Și acum să vedem, citește de pe caiet, amintește-ți ce discuție a purtat profesorul și cum m-a vorbit, să văd în varianta mea cum pot să o prezint. Pe înmulțimea punctelor în plan, segmente drepte, semidrepte, sub mulțime în acest plan. Direcția unei drepte, dacă D aparține lui P, prin direcția lui D înțelegem toate dreptele U cu D inclusiv cu D, inclusiv D. Și avea făcut un desen. Da. Eu mai citesc o dată. Direcția unei drepte. De, dacă D aparține lui planului, prin direcția lui D, înseamnă toate dreptele paralele cu D, inclusiv D. Așa. Tu ai înțeles așa ce a vrut să spun toată povestea asta în cele de la cuvinte? Păi... Deci, asta a spus mai întâi așa. Hai să facem legătură cu geometria în spațiu. Și geometria plană chiar. Ce știm? Din ce cunoaștem noi? Știm așa că planul este o mulțime de puncte, nu? Deci planul P, marca așa doar în pașul. Da. Planul P. Iar dreptele se notează cu litere mic. A, A, B, C, D, și mai chiar cu litere mici. Și punctele cu ce? Cu litere mari, da? A, deci, prin P, hai să zic așa, ca să ne înțeleg. Prin P am înțeles planul P, da? Prin A mic, B mic, C mic, D mic, puncte, am înțeles dreptele. Dreptele din plan. Așa. Și A mare, B mare, puncte, puncte, înțelegem ce? Puncte ale planului. Da? Planului. Bun. Acum, vreau să spunem așa. Definiție. Numim direcție a unei drepte. Așa e dată, ea citește și toată. Direcția unei drepte, dacă D e inclus în plan, prin dreapta lui D, înțelegem toate dreptele paralele cu D, inclusiv D. Deci, definiție. Numim direcție unei drepte, în direcția unei drepte, incluse în plan, da? Unei drepte de incluse în planul P. Noi învățam la trecut alfa, beta, ca am zis mai întâi, nu? Toate, deci nu în direcție, dreapta de, împreună cu toate dreptele paralele cu așa asta. Hai să o simplificăm.
Deci numim în direcție a unei drepte B, toate dreptele paralele cu ea, da? Toate dreptele paralele cu ea, inclusiv așa asta. Adică, dacă asta e dreapta B, toate drepte paralele cu ea, deci numim în direcție dreapta B împreună cu toate dreptele paralele. Deci, prin direcția acestei drepte, nu înțeleg numai de dreapta asta, ci și toate dreptele paralele. Toate dreptele, infinitatea de drepte. Deci când am zis direcția dreptei D, am înțeles atât dreapta asta, cât și toate dreptele paralele cu așa asta. Iată, dacă asta e dreapta A, eu prin direcția dreptei acestea, înțeleg, eu ia împreună cu toate dreptele paralele cu așa asta. Da? Asta e direcția, ca să ne înțelegem bine. Deci direcția unei drepte înseamnă dreapta în sine împreună cu toate dreptele paralele cu așa asta. Dreapta, împreună cu dreapta, e rezultat drept de pare că îi face asta. Mai departe. Am înțeles acum. Am clar două drepte de 1 și de 2 au aceeași direcție dacă sunt paralele sau coincid. Sigur că da. Deci două, o altă definiție. Da? Definiție. Două drepte au aceeași direcție dacă sunt paralele sau coincid. Știi de unde vine asta? Din prima. Din prima. Din acestea. Deci două drepte spun că au aceeași direcție, dar sunt paralele. Dai un oți. A, nu am pus-o, ai dreptate. Da, mulțumesc frumos, ai dreptate. Sunetul și mă tensionat de nou să văd. Eu m-am ocupat de treaba. Așa. Deci, numim direcție. Două drepte au aceeași direcție. Dacă, deci, două drepte, dreapta asta și cu dreapta asta, de 1 și de 2, spunem că au aceeași direcție, dacă sunt paralele sau coincid. Păi, e logic să fie așa. Pentru că dreapta D1 însemna, ce însemna direcția dreptei acestea? Ea împreună cu toate paralele. Adică asta este una dintre dreptele cele paralele. E clar că cele două drepte spunem că au aceeași direcție. Direcția unui segment, definiție, fie AB segment, dreapta D pe care este situată AB, se numește dreaptul suport. Deci dacă e dat un segment, uite, așa, A, B. Ce e segmentul A, B? Vorbim de direcția acestui segment, da? Da. Dreapta suporta acestuia. Deci prin asta eu înțeleg dreapta suport împreună cu toate dreptele paralele. Dacă vorbesc de direcția lui AB, apoi dreapta suportă dreptul cu ce înseamnă direcția. Direcția însemna ce? Toate dreptele paralele cu așa. Fie AB segment, semidreapta direcția, direcția segmentului AB, direcția dreptului suport. Deci, segmentul, sau ce zis, segmentul AB, direcția segmentului AB, e direcția dreptei suport. Corect. Deci direcția dreptei segmentului AB, direcția segmentului AB, înseamnă direcția dreptei suport. Iar dreapta suport asta, când am zis de direcție, eu am înțeles și paralele. Dacă vrei pe AB, eu spun că îl pot surprinde și într-un punct, uite așa aici. Pe AB pot să spun și CD. Da? AB și CD au aceeași direcție. Pentru că dreptele lor suport sunt paralele. N-am vorbit mai devreme. Două drepte au aceeași direcție dacă sunt paralele sau coincid. Așa și aici. Segmentul AB și segmentul CD spunem că au aceeași direcție. Îl pot prinde aici pe CD sau îl pot prinde pe aceeași dreptă suport. CD. Da? Deci despre direcția a două segmente, înseamnă ce?
De cine este dat direcția? De dreptele lor suport. Dreptele suport avea abia și CD, să aibă aceeași direcție. Aceeași direcție înseamnă să fie situată pe dreptele lor suport, să fie parele. Da? Deci vorbim, iată că suntem puși în situația de a vorbi de dreptele suport. De ale, sau de segmentul care are ce? Direcție. Am să, mi se pare că iarăși s-a dus lecția într-un mod în care nu e chiar plăcut prezentat. Este obositor. Ce s-a împrostit astea? La ce îi folosesc? Da? Eu cu asta încep. Da. Vreau clar și pe început. Deci, nevoia de noțiune de director este impusă de practic. Și eu dacă... Păi tocmai. Matematica trebuie văzută ca un instrument de lucru pentru alte discipline. Fizica, mecanica și foarte multe alte discipline, mai ales discipline acestea tehnice, așteaptă ca matematica să vină cu noțiuni importante de care au nevoie ei ca să poată lucra. Și atât din fizică s-a înțeles așa. Dacă eu agăț de, să spunem, acest obiect, el se va deplasa în direcția în care trag eu de el. Dacă duc așa, se va deplasa în sensul ăsta. Nu? Iată, îl trag acum pe tabla așa. Deci, Miruna, n-am să iau ăsta, să iau acest. Ce? Uite, spinuță, dignuță. Nu știu, să da, se va colora. Atunci hai să iau o cretă pe ea. Creta asta, dacă trag de ea în sensul ăsta, ea se va deplasa. Dar ce fac eu acum? Acționez asupra ei cu forță. Da? Și trebuie să reprezint forța aceea. Dacă trag mai în sensul ăsta, tu iarăși duci într-o altă direcție. Deci, asupra obiectului în sine s-a acționat cu o forță. Forța aceea trebuie reprezentată. Și o reprezentăm sub forma asta. Direcția în care tragem, adică, gândește că ai apucat de sfoara unui cărucior. Și tragi de sfoară. Felul în care orientezi sfoara trebuie reprezentată, să știm. Tragi mai în stânga, mai oblic. Da? Și atunci trebuie foarte bine reprezentată. Și forța cu care reprezentăm înseamnă așa. Reprezentată printr-un segment mai mare sau mai mic, depinde cu ce forță trag, dacă e mai mare sau mai mică, trebuie să văd direcția în care trag, și direcția este dreapta suport, și sensul în care trag înseamnă să-i pun așa o săgeată. Dacă îi pun în partea aceea, în partea cealaltă. Depinde în ce sens? Deci trebuie să vorbesc de direcție. Deci la un vector trebuie să vorbesc de direcția sa. Trebuie să vorbesc de sensul în care trag. Deci pun săgeata. Și trebuie să mai vorbesc de mărimea. Segmentul ăsta mai mare sau mai mic. Deci noțiunea de vector presupune trei elemente fundamentale. Mărime, direcție și sens. Mărime, direcție și sens. Eu și așa aș fi început lecția. Din nevoia de a face chestiuni de practică, să impune această reprezentare a felului în care acționează asupra obiectul respectiv și mărimea aceea trebuie reprezentată. Mărimea aceea înseamnă trei elemente. Mărimea ca putere, ca forță cu care trag, mărime, direcție și sens. Și acum, hai să vorbim ce înseamnă direcție. Hai că am vorbit de trei elemente. Mărime, direcție și sens. Deci lecția, m-am dus pe modelul lecției de la tine, dar am vrut să abandonez complet, să văd cum anume se introduce această noțiune, noțiunea de vector, însă, din păcate, trebuie să spun că eu nu așa aș fi făcut. Pentru că am zis că vorbim despre vector, n-am direcții, nu știu ce, nu știu cum, dar tu n-ai nicio treabă.
Dar tu trebuie să stai atentă, ești obligată, intrând în clasă, să fii atentă, fără să înțelegi cum decur lucrurile acestea. Poate mai târziu se leagă. Și pot da? Ei, ea zice, mama, eu în timp, dacă trebuie să-și scriu, să deseneze, nu mai am timp să mai fiu și atentă la explicații. Și ea pierde partea da. Asta. Lecția filmată? Asta pare, exact, pentru fantastic. O dai înapoi, o dată de ori mai auzit. Fantastic, ce ai pierdut tu ai în film. Da. Deci în evoluția care se produce prin efortul ăsta pe care îl fac Cristi, colosală. Asta e viitorul. Da. Deci lecția va fi neapărat filmată în perspectivă. Așa trebuie să se întâmple, pentru că vii un ajutor elevului formidabil de mare. Exact, când o să înțeleagă și ei și când o să da. Primeze asta. Da. Deci, acum, am spus, nevoia de noțiune de vector, ei, din fizică, din partea practică, din nu știu ce, nu știu cum. S-a impus asta. Și când am zis vector, am direcție, sens și mărime. Da? Mărime, direcție și sens. Acestea sunt cei trei elemente ce caracterizează noțiunea de vector. Ei, reprezentarea unui vector, acea forță cu care trag eu, se face de regulă așa, în plan. Aici e originea, de aici plec, și aici ajung. B. Da? Ai văzut, ți-ai imaginat firul, că ai tras de el, prin asta eu reprezint vectorul respectiv. Pe care, de data aceea, e forța cu care trag de cărucior, de cărucior, de cordica aceea, ce leagă. Sigur, ce desprind acum? Desprind că acest segment stă pe o dreaptă. Dreapta suport. Da? El stă pe o dreaptă. Dreapta suport. Ei, eu l-am reprezentat aici, dar putem să-l reprezint și aici. Eu puteam să-l reprezint, repet, și aici. Tot același vector. Am să zic aici A'. B prim. Nu neapărat în punctul ăsta. Pot să reprezint aici. Ce trebuie să respect eu? Trebuie să respect direcția. Adică dreptele lor suport să fie da? Să fie paralele. Și iată că noțiunea de direcție se spune așa. Ce este direcția unui vector? Păi înseamnă dreapta lui suport la un moment dat, dreapta suport, împreună cu toate paralele. Deci nu e în direcție în plan a unei drepte, nu e în direcție în plan a unei drepte, dreapta respectivă împreună cu toate dreptele paralele. Cu ea. Dreptele paralele cu ea. Iată care e sens acum. Nu în direcția unei drepte în plan. Dar dacă eu m-am plecat invers, să fac noțiunea cele care îmi trebuie și fără ca să-l motivez pe copil să fie atent, nu reușește. El spune, și cu direcția, și cu sensul, ce-o fi pe acolo, trebuie să ne de alea. Ca la sfârșit știi că de asta am nevoie când reprezint vectorul. Nu, fac invers. Vectorul presupune că intră un anumit sens, o anumită direcție. Și mărimea cu care trag. Deci pe cea, dar acum mări de fiecare și le definesc. Deci nu în direcția direcția unei drepte, dreapta în sine, împreună cu toate dreptele paralele. Este modat asta. E modat asta. Dar acum am inversat lecția, ca să înțelegi să te dea lângă mine. Pentru că discutam așa și părea că suntem la distanță unul de altul. Fiecare făcea ce credea el, dar nu reușeam să intru în dialog cu tine. Deci limpede ce înseamnă direcția. Dreapta suport împreună cu toate dreptele paralele. Dar de ce am nevoie de dreptele paralele? Pentru că îl pot duce mai sus sau mai jos într-o altă poziție, da? De ce am așa ceva? Sensul. O să ajung și acolo. Am mai avut aici Miruna, deci am vorbit clar de direcția unei drepte. Am luat segmentul acum, s-a dus la segment. Și segmentul, direcția unui segment, înseamnă dreapta lui suport cu toate dreptele paralele. De ce am avut nevoie de segment? Pentru că vectorul se reprezintă dintr-un segment. Și el are ca noțiune direcția. Și de ce
a fost nevoit să duc înapoi spre direcția unui segment. Da? Din cauza asta. Și acum, hai să mergem mai departe. Ce numim sens? Sensul unui vector. Direcția unde studiu. Așa. Sensul. Adică ar trebui să vedem când doi vectori au același sens. Deci doi vectori au același sens. Ar trebui să înțelegem așa. Ia să vedem aici cum ar vorbi de sens. Va vorbi de sens? Da. A unui segment, sensul. Ne-a vorbit pe aceea de vector liber. Bun. Dar vector liber... Noțiunea de vector n-a definit-o, n-a ajuns până la capăt, mărime, direcție și sens. A vorbit mai de direcție, nu? Direcție, da. Și apoi vector liber, vector echivalenți, desene, teorie modă. V-a spus pe aici. Bun. Hai să o fac în legea mea. Și tu voi compari, tu compari cum fac eu și cum gândesc că să o fac. Eu n-am mai predat de 20 de ani de vector. Dar cum aș face eu în clipa asta? Deci, am vorbit de direcție, sens. Sensul de deplasare de la A spre B sau de la B spre A. Deci, când vorbesc de un segment, pentru ca să urmăresc, să reprezinte segmentul ăsta, nu simplu segment, ci el să reprezinte și să fie un vector, să reprezinte chestia asta, trebuie să spun de unde, spre, de la cine plec și la cine ajung. Când spun de la A spre B, ăsta e sensul de deplasare. Parcă un punct mobil s-ar deplasa. Sau dacă trag așa, punctul A schimbă. Schimbă ce schimbă? Deci schimbă poziția. A-ul și B-ul. A-ul și B-ul schimbă poziția. Gândiți-vă că nu ce-l am tras. Că tras cu forța aceea constantă, dar da. Și A-ul și B-ul schimbă poziția, nu? Așa. Se cheamă asta origine și extremitate aici. Originea și extremitatea vectorului. Ei, deci când doi vectori ar avea același sens? Iată, vectorul ăsta și cu vectorul celălalt, uite că reprezintă așa, spun că au același sens. E AB și M, M. Deci A, B și M, M au același sens dacă dreapta care trece prin originile lor, dreapta care trece prin originile lor, că amândoi au A-ul de la AB, nu? Celălalt de la M spre M, i-a pus sensul. Dacă dreapta suport, dar dreapta, prin două puncte distincte, trece o dreaptă și mai mult. Dacă dreapta suport al lor, dreapta care trece prin origine, îi plasează în același semiplan. Mm. Da? Au același sens? Au același sens. Păi îi plasează. Îi plasează. Și ăștia doi au același sens. Înțelegi? Mm-hmm. Deci doi vectori spunem că au același sens dacă dreapta care trece prin originile lor îi plasează în același semiplan. Deci că ducea unii drept, îi place planul în parte, în două semiplane. Semiplanul ăsta? Ăsta și celălalt. De o parte și de alta ei. Două semiplane. Da. Da. Două bucăți, două jumătăți. Ghilimele jumătăți. Da. Deci, două semiplane. Și dacă dreapta care trece pe ei se situată în același semiplan, iată ce pe vectori au același sens. Acum, ce părere ai de vectorul acesta și vectorul, să spunem, ăsta la? N-au același sens. Da? Pentru că prin originele lor, eu nu am reprezentat cu litere acum, ci pot să reprezint așa. Vectorul A, pur și simplu, și vectorul B. Aici se obișnuiește să pun da, și da, da, și la fizică așa, da. Da? Ei, vectorul A și vectorul B, dacă duc acum prin dreapta, prin originele lor o dreaptă, prin două puncte trece o dreaptă și mai una, îi situează în semiplane diferite. Deci nu au același sens. Deci acești doi vectori nu au același sens. Deci A, B, nu au același sens. Nu au același sens. Pe când ăștia A, B și aici, trebuie să spunem, nu?
A, B și E, mi-am spus, au același sens. Nu au același sens și aici au același sens. Ai făcut figura și ai spus, nu au și au. Iată că am vorbit de direcție. Eu prin direcția vectorului A, nu pe A simplu, nu numai dreapta suporta lui, ci toate dreptele paralele. Cu dreapta asta suportă. Așa. Pentru că pe vectorul A și pe B îl pot reprezenta oriunde în plan. Iată, eu pot să spun că și A ăsta este. Vectorul A. Aici m-am prezentat. Vector liber. Iată cum vectorul A este reprezentat și aici, și aici, și aici, dacă vrei. Da? Și aici. Tot vectorul A este. Pentru că ei sunt situați pe drepte paralele, au aceeași direcție. Eu am respectat să aibă și același sens. Da? Același sens ăsta, ăsta, ăsta. Același sens. Și au aceeași direcție, același sens. Și au și aceeași mărime. Am avut grijă să spun că lungimea acestui segment este aceeași cu ăsta, cu ăsta de aici. Au și aceeași mărime. Deci mărimea înseamnă lungimea unui vector. Poți să notezi. Deci am vorbit de direcție, sens, mărime. Înseamnă lungimea segmentului. Mărimea înseamnă lungimea segmentului. Despre vectorul A, acesta plasat oriunde plan, pot să spun că el este echipolent cu un alt vector. Este echivalent, dacă vrei. A, adică aici dacă aș spune A1, A2, este același vector. Da. Este echipolent. Doi vectori sunt echipolenți dacă au aceeași mărime, aceeași direcție și același sens. Ia vezi, este așa. Aceeași mărime înseamnă, adică aceeași lungime. Aceeași lungime a segmentului. Ia vezi, despre vector liber, când ți-a vorbit, AB echipolent cu CD dacă au aceeași direcție, sens și lungime. Așa. Deci, da. Asta. Deci, doi vectori sunt echipolenți dacă au aceeași mărime, direcție și sens. Deci, vectorul AB, da, este echipolent, nu știu cum mai notează, cu... Așa, echivalent, așa? Da. Așa? Cu CD. Vectorul AB e echipolent cu CD, dacă și numai dacă, dacă și mai dacă au aceeași mărime, direcție și sens. Aceeași mărime. Lungime sau mărime e tot aia. Tot așa, mărimea unui vector aia asta. Au aceeași mărime, au aceeași mărime, direcție, și sens. Au aceeași mărime, direcție și sens. Da? Deci, ai înțeles acum, bunul AB și cu EMN sunt echipolenți? Nu. Din ce motiv? Păi au aceeași sens, aceeași... dar n-au aceeași mărime. N-au aceeași mărime, nici n-au aceeași direcție. Numai sensul au. Uh-huh. Au aceeași sens, dar au mărimi diferite. Și direcții. Și direcții diferite. Vezi, unul duce acolo, unul... Da. Iar vectorul liber A, prin reprezentarea mea oriunde în plan, înseamnă, de fapt, posibilitatea de a-l duce. Când am aici vectorul reprezentat, îl pot duce în alt punct, dacă am nevoie să-l reprezint a mărime. Da? Deci este, dacă vrei, un vector pe care îl plasez oriunde, respectând aceeași mărime, direcție și sens. Nu-l duc invers. Dacă îl fac așa, Miruna, în sensul ăsta, au aceeași mărime. Au aceeași direcție, dar sensuri diferite. Pentru că dreapta am suport când o duc așa prin astea, unul într-o semiplan și altul în semiplan celălalt. Da. Deci, limpede, trebuie să respectăm. Au mărime, aceeași mărime, direcție și sens. Și mai departe. O mai plecat, da? Da, mult. Da. Așa. Te rog? Da. Păi ne-a făcut niște rețele. Proprietăți. AB este echipolent cu AB reflexivitate, AB este echipolent cu CD, CD echivalent cu AB simetrie,
A, B, F, C, D, C, D, F, 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 rezultă A, B, F, 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 desene. Și apoi observații. Fie A, B, un vector legat fixat în plan și M aparține planului, atunci există și este unic un singur vector legat de M echivalent cu A, B. În acest... Secundă, că nu înțelegem nimic din... Așa și... Nimic am înțeles. Dragi de... Proprietăți. Le dăm așa, ca să le dăm, cred că trebuie predate. Cred că sunt programă și trebuie să le predai. Da, așa o zic și eu. Exact. Vedeți? Sunt programe, trebuie să le predau. Când ați înțelegeți, le-am predat? Știți, eu cred că asta e o chestie obligatorie pentru ei. Predăm proprietățile, ci contează că nu le înțeleg. E foarte important să le înțeleagă. Asta e esențial. Că de ce se mai fac? Deci, hai să începem ușor. Proprietăți, da? Vă opresc vă până? Când mergi că... Păi da, mai e bidon. Nu e al bidon de un profesor, cu aici avem cu pahară, că beau mai mult de ei. Da. Când profesor prea al bidon. Deci proprietăți? Proprietățile vectorilor echipolenți, spuneți, nu? Proprietățile. Da. Vector liber și începe. Vector echipolenți. Cum? Titlul e vector liber și începe cu vector echipolenți. Așa, bun. Hai să încep și eu așa. Vector liber. Acum, prin vector liber înțeleg așa. A cu vector. A. Vector. Faceți-l vector. Da. A. Așa. B. C. Da. Vector liber. Bun. Deci vector liber. Ai durea tot felul de vector prezentați. Da. Mai departe, vectorii echipolenți, am vorbit mai devreme, trebuie să fie doi vectori care au aceeași mărime, direcție și sens. Uh-huh. Și acum, proprietățile, nu? Așa ai spus, proprietățile... Proprietăți. Prima. Reflexivitate. AB cu AB. AB echiponent cu AB. Reflexivitate. Da. Deci vectorul AB este echiponent cu vectorul AB. Proprietatea asta se numește reflexivitate. Și ce trebuie să înțeleg din asta, domnul profesor? E proprietatea vectorului. Dar eu trebuie să înțeleg. Stai să vezi. Asta e dreptatea. Și eu o fi o proprietate, dar eu trebuie să o înțeleg. Da. Ce? La timp folosești mie asta, adică cu ce mai CD egal cu CD, așa și AB echipolent cu AB. Care e AB? Adică AB, el e egal cu el? Cum să o înțeleg pe asta? Da. E, de fapt, cum ai zis, că 2 egal cu 2. 2 egal cu 2. Ce-am zis? Deci, este vorba de... Așa zisa... Echipolența asta, ca relație, ca legătură între vectori, are niște proprietăți. El, vector liber, este unul și același cu el însuși. Da? Deci este echipolent cu el însuși. Deci, pe scurt, AB, echipolent cu AB. Cam asta, relația de reflexivitate. De flexibilitate și trebuie să înțelegi ca și cum ar zice egalitatea. 2 egal cu 2. El egal cu el, vector egal cu... El însuși. 2. AB echipolent cu CD rezultă că CD echipolent cu AB. Adică dacă... Simetrie. Exact. Deci AB... Adică dacă AB egal cu CD, atunci și CD egal cu AB, e cam aceea chestie, nu? Dacă ne vedem la mărime și la mărime și la segmente ne gândim, da? Da. Segmentul AB egal cu CD, ca și cum aș spune CD egal cu AB. Același lucru. Așa. Deci dacă AB, vectorul AB, este echipolent cu CD, și când mă gândesc AB echipolent cu CD, trebuie să-l gândesc așa. Iată, AB ilegal. Nu, este legat, mai este liber de asta. Uh-huh. AB și CD. CD.
Dacă AB este echivalent cu CD în sensul că au aceeași mărime, aceeași direcție, același sens, atunci și CD echivalent cu AB. Și, adică dacă eu îi pun în prim plan pe AB și spun că el, în comparație cu CD, este echivalent, și atunci, dacă vrei cu CD de bază și îl compar cu AB, fiindcă CD-ul îl am și acum îl compar cu AB, are aceeași mărime, aceeași direcție, același sens, așa și CD echivalent cu AB. Simetrie. Da? Deci asta ar fi, atunci rezultă că și CD, vectorul CD este echivalent cu vectorul AB. Și scrie simetrie. Simetrie este chiar problema. Mai? Nu am. 3. AB echivalent cu CD și CD echivalent cu F, rezultă AB echivalent cu F. Asta e proprietatea. Da. Cum se numește? Nu se numește. Nu se numește. Ba da. M-ați fost voi atenți. AB. Deci AB, vectorul AB, este echivalent cu CD. Și CD. Și CD. Am să scrie de sub. Da. Nu. CD. E tot în ipoteză. Da, da. Vectorul CD echivalent cu EF. Da. Rezultă. Atunci rezultă că AB e cu EF. AB echivalent, echivalent cu EF. Se cheamă tranzitivitate. Scriu. Da? Tranzitivitate. Tranzitivitate. Proprietatea este de tranzitivitate. Se trece prin intermediul lui CD spre EF. Corect. Așa la segment. Dacă eu sunt cu tine, tu ești cu celălalt, eu sunt cu celălalt. Da? Dacă eu sunt prieten cu tine, tu ești prieten cu nu știu ce, atunci și eu sunt prieten. Nu, totdeauna sunt așa. La prietenintea mea, da. Da? Aici, hai să vedem așa. Dacă AB, vectorul AB, este echivalent cu vectorul CD, CD, așa, și CD e echivalent cu EF, EF. Ca să pot trebuie să fie paralele, să fie cu aceeași direcție, aceeași mărime, același sens, atunci despre AB pot spun că e echivalent cu EF. Deci dacă ăsta costă și ăsta costă, sigur ăsta costă. Da. Transitivitate. Mai este? Mai este proprietate? Nu. Aceste trei proprietăți. Bun. Le-am înțeles. Da. Deci spuse ca pe poezii și aruncate pe tablă, n-au nicio... Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic. Da. Mergem mai departe. Mai departe. Observați. Fie AB un vector legat, fixat, în plan, și M aparține planului. Deci observați. Fie una, o prima observație, da? Uh-huh. Fie A, B... Vector legat, mai de legat. A, B, vector legat. Legat. Adică are origine. Uh-huh. Legat fixat. Da? Fixat într-un punct. Fixat, am înțeles. Pleacă din A și se oprește în B. A, așa. Asta este. Vector legat A, B. Bun. I-am pus originea. Ok. Un punct în plan, e legat. Uh-huh. Zi. Și M aparține planului. Și M un punct oarecare în plan. Unde vreau eu? Oricare ar fi un punct M aparținându-ți pe M. Atunci există și este unic un singur vector legat de M echivalent cu AB. Deci pot construi oriunde, într-un punct în care îl fixez eu în plan. M, în cazul, da, în cazul punct M. Găsesc un vector M, M. Vectorul e mea, care e echivalent cu AB. Dar îl duc în acea direcție, același sens, aceeași mărime. Exact. De ce este unic? Și îl duc alt punct, alt vector echivalent. Da. Alt punct, în plan, alt vector. Unul singur poți construi. Da. Și eu trebuie să am grijă, nu îl construiesc la Iulia. Îl construiesc în direcție, același sens, aceeași mărime. Echivalența reclamă, mărime, direcție și sens. Sens. Bun, am înțeles. Da. După prima observație am înțeles. În orice punct pot construi un vector echivalent. În orice punct putem put construi un vector echivalent, da, al vector e clar. Acest lucru se poate gândi la o translație a vectorului AB în plan. Nu se schimbă direcția, sens și lungime. Deci, în clipa asta, ținând cont
că putem construi, oriunde în plan, un alt vector echivalent cu acesta, e de parcă acesta s-a translat, s-a dus oriunde în plan. Și având un... transformat în M. Deci, exact, având un punct, un vector dat la un moment dat, pe el îl poți surprinde într-o altă poziție în plan, prin construcție, echivalent cu el. Deci, practic, parcă le-ai luat și le-ai pus în altă parte. Uh-huh. Oriunde în plan, tot. Corect. Deci, dacă pătrundem în înălțime, asta înseamnă, asta mi-a transmis. Da. Fiind dat un vector legat, să știi că îl poți duce oriunde vrei tu, în plan. Dar respectând mărimea, direcția și sensul. Sensul, corect. El ăsta este, de fapt, o reprezentantă al mulțimii tuturor vectorului echiponesc eu. Deci vectorul legat, aș spune eu, continuând mai departe, este o reprezentant al tuturor vectorilor din plan echiponesc cu el. Corect. Că l-am la un moment dat, deci dacă eu mă pot duce oriunde vreau eu cu el. Uh-huh. Cred că asta am problemat. Da, îți dă libertatea să miști unde vrei tu. Când o să începem să facem probleme geometrie, exact. Construiești vectorul așa cum duceam noi, un segment, vectorul nu știu. Vectorul AB este un reprezentant. Cum? Vectorul AB este un reprezentant al mulțimii tuturor vectorilor echiponesc cu el. Este un reprezentant al tuturor vectorilor echiponesc cu el. Putem vorbi de o clasă de vectori echiponesc, da? Și ăla e un reprezentant care are în momentul respectiv. Nu-ți convine acolo unii plasat el? Îl duci unde vrei tu. Definiție. Se numește vector liber o mulțime de vectori legați echipolenți cu un vector legat fixat. Tocmai ce am spus. Deci, prin vector liber, uite așa, vector liber A, înțelegem, prin vector liber A, înțelegem o clasă de vectori sau o mulțime de vectori. Da? O mulțime de vectori echipolenți. Eu prin vectorul ăsta A de aici nu înțeleg numai pe ăsta. Eu înțeleg și pe ăsta de aici. Uh-huh. Da? Și pe ăsta altul din altă parte, respectând mărimea, direcția și sensul. Deci e o clasă de vectori. Mai citești tu definiția ăla? Se numește vector liber o mulțime de vectori legați echipolenți cu un număr cu un vector legat fixat. Așa. Deci o mulțime de vectori legați cu unul dat. Unul legat la un moment dat. Adică dacă ăsta este vectorul dat legat AB, atunci vectorul liber, prin vector liber, întreb toată clasa de vectori. Toată mulțimea de vectori de care am vorbit eu mai devreme, echipolenți cu acestea. Da. Da? Prin A, eu când zic vectorul A, nu înțeleg numai pe ăsta, nu văd numai pe ăsta, îl văd. Dus oriunde, văd mulțimea de vectori care sunt echipolenți cu ea. Cu el, corect. Intuitiv, printr-un vector liber, vom înțelege un vector legat al cărui punct de aplicație poate fi luat oriunde în plan. Asta spune. A cărui punct, a cărui origine, punct de aplicație, mm-hmm. deci locul de unde lucrează el, înseamnă orice punct în plan. Asta spune. Cum spune despre AB că este un reprezentant al vectorului liber AB legat de punctul A. Deci, despre AB, este un reprezentant al vectorului liber AB, liber AB, dar de data asta fixat în punctul A. Legat originea din A. Originea. Dar F este un reprezentant al vectorului liber AB legat de punctul E. Este... Acum, cum ar fi la noi, mână? Cum ar fi mână, da. Este o reprezentant al vectorului AB, da. Dar de data asta cu originea în mână. Mm-hmm. Corect. De regulă... Cum începem să înțelegem? De regulă, vectorul liber se notează folosind literele mici. V, U, W, A, B, C... Am spus, da? Da. V este mulțumit.